Asociației Municipiilor din România. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Supercom, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România, redefinește conceptul serviciilor de salubritate și în județul Hunedoara. După Valea Jiului și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, acum SC Supercom S.A. operează și zona de centru a județului. Supercom este o companie românească ce deține o flotă 100% ecologică. Supercom le asigură hunedorenilor servicii de colectare a deșeurilor, echipamente moderne, stații de transfer, centre de reciclare și depozite de deșeuri. Operatorul de salubritate furnizează servicii și soluții de mediu eficiente pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, un județ îngrijit, un mediu sănătos. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Domnilor și domnilor, îmi face plăcere să vă regăsesc în fața micilor ecrane la ora exactă, Antena 3 Deva, într-o zi de luni, 13 februarie, în care avem o aniversare interesantă, 13 ani de existență a Clinicii Veterinare Andivet. Și este foarte potrivit să vorbim despre acest lucru și despre multe altele extrem de interesante, cu doctorul Andrei Mihăilă de la Clinica Andivet. Bine ați revenit la noi în studio. Bine v-am găsit, mă bucur să vă revăd și mă bucur să ne întâlnim, să discutăm despre companionii noștri, despre animăluțele noastre care ne sunt dragi și fac parte din familie și chiar să venim poate cu niște sfaturi utile. Iată că ați împlinit 13 ani și știu eu, acum 13 ani, apariția la Deva unei clinici veterinare, de obicei asociam clinicile cu omul, da? Acum 30 de ani să spui că vrei să faci o clinică pe ai, domne, asta e un moft, animalul asta este, trăiește, moare, omul se duce la spital, iată că este o clinică veterinară, clinică, nu numai un cabinet medical. Animalele beneficiază de foarte multă atenție, sunt operații complicate, iar această clinică are o echipă. Dacă vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre echipa cu care lucrați la Andivet. Da, suntem o echipă tânără, suntem 12 medici care lucrăm pe diferite ture, pe trei schimburi. Deci este foc continuu, cum ar veni. Da, da, suntem non-stop, deci avem colegi care lucrează de noapte, avem două echipe care lucrează dimineața și după masa, în schimburi. Suntem prezenți tot timpul anului și chiar și de sărbători, avem un program mai redus, dar suntem acolo să dăm o mână de ajutor. Sâmbătă am avut evenimentul acesta frumos de a împlini 13 ani și
Am fost închiși pentru o perioadă foarte scurtă de câteva ore, pentru a putea să ne întâlnim toți și să depunem amintiri, să ne bucurăm, să ne cunoaștem mai bine, să spun așa, să formăm o echipă frumoasă și ne-am simțit tare bine sâmbătă când am fost împreună și ne-am întâlnit cu toții. Care este structura echipei? Medici, asistenți? Avem și personal auxiliar, avem asistenți care ne ajută foarte mult actul medical, deci foarte multe pregătirea pacienților, trezirea din anestezie, ei se ocupă de animalele internate, au grijă de ele, sunt scoase afară. Deci o mare parte din muncă aș putea spune că le revine lor, deci au o grijă foarte, foarte atentă de ele. Avem și personalul de la recepție care ia contact cu clienții, discută cu ei, ajută pentru a pregăti programările și a se avea o legătură cu clienții. De asemenea, avem personalul care se ocupă de pensiune, avem și pensiunea canină și felină, unde de multe ori avem o grămadă de animăluțe care necesită să fie scoase afară, necesită plimbate, au nevoie și ele de atenție, de un pic de joacă, au nevoie de hrană, deci tot ce ține parte de îngrijire. Cred că s-a modificat percepția oamenilor despre animale. Sigur că, probabil că nu la toată lumea, dar la o parte, animalul este văzut, nu mai este depersonalizat, ca să zic așa, ci că având sensibilitatea lui, având nevoile lui, a spus pacienții, trezirea de sub anestezie, asta presupune am simțit afecțiune când ați spus aceste lucruri. Da, absolut. Și ele au nevoie de o mângâiere, și ele au nevoie de o vorbă bună, și ele au nevoie să fie tratate cu respect și chiar și cu multă dragoste. Gândiți-vă că și ele, ca și omul, sunt speriate de spital, de intervenții, de absolut tot. Și atunci au nevoie să fie sub protecție și să se simtă în siguranță. Și de aceea chiar am observat că de multe ori chiar și o mângâiere, o joacă, o vorbă bună ajută foarte mult în recuperare și ajută foarte mult să treacă peste acel stres, pentru că și pentru el este un stres de a merge la doctor sau la medic. Chiar dumneavoastră mi-a sugerat să discutăm despre operații în premieră. Și mă gândesc că anestezie, operațiile efectuate acolo au foarte multe în comun cu cele efectuate într-o sală de operații umană. Adică și aici trebuie respectate normele de igienă foarte riguros, pentru că septicemia, ca să zic ceva simplu, poate fi prezentă. Deci care este specificul și ce operații în premieră ați realizat? De anul acesta am pornit chirurgia minim invazivă, chirurgia laparoscopică. Avem peste eu mă ocup de partea aceasta. Am peste 100 de intervenții de endoscopie efectuate în ultimii 2 ani. Toate endoscopiile mele sunt înregistrate, am chiar și simptomatologia cu tratamentul, deci pur și simplu de la cap la coadă. Am absolut tot înregistrat. Am efectuat în premieră în luna decembrie anul trecut, împreună cu un coleg din Italia, un medic veterinar specializat pe partea aceasta de chirurgie țesuturi moi și chirurgie minim-invazivă. Am efectuat în premieră, chiar în țară, o operație de pericardectomie.
Este o operație foarte delicată, foarte grea, o operație care necesită o echipă de mulți medici, pentru, în primul rând pentru a pune diagnosticul și apoi pentru a efectua operația în sine. A fost nevoie de sprijin, de ajutor din partea colegului Lorenzo Moraro din Italia. A venit chiar special pentru această intervenție și mă bucur și mulțumesc foarte mult pentru ajutor. De asemenea, am început să efectuăm extracțiile de calculi laparoscopic, de se pot extrage calculi din vezica urinară laparoscopic. Putem face castrările clasice, care, clasice, da. Mă refer la castrările de cățelușe. Mai nou putem să le facem laparoscopic, ceea ce e minim invaziv și recuperarea e grozavă. Deci spun clienții că după 12 ore de la operație nici nu știu că a fost operat cățelul, deci se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De asemenea, efectuăm foarte multe endoscopii de diagnostic. Chiar de anul acesta voi fi inclus într-un studiu, este un studiu internațional pentru partea de endoscopie digestivă, de diagnostic pe partea de tract digestiv. Suntem 3 medici din țară care suntem implicați în acest program, împreună cu un profesor de la Facultatea din Cluj. Deci vom alcătui mai multe cazuri cu diagnostic, cu simptomatologie, cu absolut tot, de la cap la coadă vom fi incluși acolo internațional. Sunt peste 70 de medici din toată lumea și 3 dintre ei sunt din țară, împreună cu mine și alți colegi din București. Nu pot decât să vă felicit și mi se pare remarcabil că aceste lucruri se întâmplă la DEVA și mă gândesc că dificultatea este maximizată de faptul că sunt animale mici. Mă gândesc că nu faceți toate astea la câini de talie Saint Bernard, să zicem, și atunci operațiile laparoscopice, ce dimensiune au animalele? Pot fi cel mai mic pacient care l-am avut în, da? În castrarea laparoscopică, în sterilizarea, ovarectomia laparoscopică, un cățeluș de 1,8 kg, iar cel mai mare pe care l-am avut până acum a fost o cățelușă de ciobănesc, un metis mioritic cu Bucovina, cu mai multe, da. Mai multe brase, să spun așa, undeva la 60 de kilograme. Deci, se poate efectua, da. De la un pacient foarte mic până la un pacient de talie mare. În funcție de pacient putem selecta mai multe feluri de trocare, care vor fi, de exemplu, la un cățel foarte mic de 5 kg, acolo se folosesc două trocare de 0,5 cm. Trocarul fiind e un instrument pe care sunt introduse pensele în abdomen. Practic, înțeles, noi nu deschidem abdomenul, introducem două... Un fel de tubulețe. De tubulețe ajutătoare, prin care sunt introduse pensele, se introduce camera, poți să... Practic, tu prin acele tubulețe intri în abdomen și totul se vede pe monitor. Deci, practic, tu nu atingi, cum s-ar spune pe românește, nu-ți bagi mânuțele în cavitatea abdominală sau toracică. Asimilez cu o operație de distrugere de calcul renal pe care am suportat-o și a durat vreo 20 de minute și mi-a spus asistenta, și uitați-vă la televizor, sunteți ca la Discovery. Mă gândesc că e ceva foarte similar. Exact același lucru este, practic, da. Doar că animăluțele nu se uită la televizor, că nu vor înțelege probabil foarte multe, dar le arătăm. Sunt cu anestezie totală, mă gândesc. Da, anestezie generală, da. Da. Păi, e foarte important să nu aibă durere, e foarte important să nu simtă, e foarte important să se recupereze foarte repede din anestezie. Care sunt cele mai frecvente boli pe care le au, cu care vin proprietarii de animale la dumneavoastră la clinica? Noi ne ocupăm foarte mult și de urgențe, pentru că fiind deschiși non-stop, avem foarte multe urgențe. Avem de cele mai multe ori traumatisme, accidente rutiere, chiar și multe pisicuțe care, din păcate, cad la etaj sau de obicei cam traumatisme. Astea ar fi cam primele, în top 3 afecțiuni. De asemenea, mai sunt aceste boli infecțioase care, din păcate, în România sunt într-un număr destul de mare.
au mai scăzut față de anii trecuți, dar tot sunt în top 3 acolo sus. Boli parazitare, tot felul de probleme digestive care sunt destul de ușor de tratat și sunt destul de ușor de manageriat. De asemenea, boli cronice pe partea de cardiologie, la căței geriatrici, căței în vârstă, probleme dermatologice, sunt destul de multe afecțiuni care, din păcate, apar și la ei și necesită să fie văzute de un medic veterinar. Sunt și solicitări de eutanasiere pentru animale? Da, sunt, din păcate, și ele ajung într-un anumit punct când suferă foarte mult și apar într-un, să spun așa, un impas când sunt la limita supraviețuirii și nu mai există o remediere medicală sau chirurgicală sau, și atunci, din păcate, da, se poate ajunge și acolo. Acum, aici depinde foarte mult și de proprietar și de medic și de diagnostic și, deci, asta e o discuție foarte lungă și poate fi e o discuție sensibilă, să da, spunem așa. Da, sunt convins. Sigur că ați spus de câini, de pisici, dar o întrebare pe care v-am pus-o și la precedenta prezență, dar cred că este de interes. Oamenii sunt curioși să vadă cazurile foarte exotice care vă trec prin mână, ca să zic așa. Da, ne ocupăm și de partea de animale exotice. Cele mai frecvente, să spunem așa, nu sunt chiar atât de exotice, da. Le sunt încadrate în animalele exotice, dar nu sunt, pentru noi nu sunt atât de exotice, da. Cum sunt iepurașii, porcușorii de Guinea, hamsterii, broscuțele țestoase, cam astea ar fi nu prea animalele... Nu cu tarantule și șerpi? Nu, foarte puțin în zona noastră. Da. Deci nu avem foarte mulți pacienți, dar cei mai mulți sunt iepurașii, care sunt iepurașii aceștia de companie, și porcușorii de Guinea cu hamsterii, cu majoritatea rozătoarelor. Există o implicare a clinicii în sfera comunitară, să zicem așa, colaborare cu autoritățile, pentru că se tot pune problema câinilor fără stăpân, animalelor abandonate, înmulțirii peste măsura pisicilor sau câinilor care începe să pună probleme uneori. Da, din păcate sunt destul de multe animăluțe abandonate, rătăcite, sunt destul de multe și vin destul de mulți oameni iubitori de animale care ne solicită să-i ajutăm, să le acordăm primul ajutor, să le găsim un cămin, să le găsim sau să-i dăm spre o asociație care se ocupă de ei și sunt trimiși în țările europene. Avem destul de multe solicitări și ajutăm cât putem de mult și ne implicăm în această sferă să dăm o mână de ajutor. Chiar ieri m-au sunat colegii să-mi spună că niște domni din Ungaria, vizitatori la noi în zonă, au găsit o pisicuță bolnăvioară, sărăcuța era abandonată sau rătăcită, da, pe marginea drumului și ne-au adus-o să ne ocupăm de ea, să o punem pe picioare, să o tratăm și să-i găsim un loc unde să... un cămin sau o familie care să se ocupe de ea și să-i acorde un viitor bun. Mie mi se pare că nu mă pricep, eutanasierea nu este o soluție, nu pledez deloc pentru, dar care ar fi soluția pentru autorități, să spunem, ca să rezolve această problemă a câinilor sau pisicilor comunitare? Mă gândesc că sterilizarea lor sau anumite programe, anumite adăposturi care să fie decente, adică să nu vezi acolo animale închise în spații foarte mici, exasperate, care ies un adăpost undeva spre Brănișca, pe stânga drumului. Mi se pare, nu știu, poate că se fac eforturi din partea unor oameni să fie totuși ținuți în adăposturi, dar care credeți că este soluția? Din punctul meu de vedere, autoritățile se implică, sunt foarte multe asociații care se implică și mai mult, se ocupă de animăluțe,
strâng fonduri pentru a le putea trata și a le putea ajuta să își găsească o familie doritoare care să le poată îngriji. Din punctul meu de vedere, numărul animalelor fără stăpân a scăzut destul de mult față de anii trecuți. Acum, normal că mai există și excepții, tot timpul vor exista, dar din punctul meu de vedere numărul este în scădere și sunt foarte multe asociații care se ocupă de partea aceasta. Sunt chiar și la noi în județ o grămadă de asociații care se ocupă și au grijă de ele. Multe din ele, din animăluțe, sunt trimise în străinătate. Chiar animăluțe care și noi le-am tratat, primim poze cu ele din Anglia, Franța, Germania, unde și-au găsit o familie și sunt foarte bucuroase. A fost cazul femeii care a murit, din păcate, ucisă de câini comunitari. Am și făcut o postare pentru că m-am confruntat, fiind un biciclist, mi-am atras și tunete și fulgere, că nu iubesc animalele. Și eu știu că stăpânii, practic, sunt vinovați, nu poți să acuzi un animal ghidat de instincte că face ceea ce face, nu-i așa? Pe de altă parte, când te atacă, nu o să stai să te muște gândindu-te că animalul nu-i de vină, trebuie să faci ceva. Cum se pune, de fapt, problema? Care trebuie să fie atitudinea, poate, și a stăpânilor și a celor care se confruntă? Care este cea mai bună atitudine pe care o poți adopta? Stăpânii trebuie să aibă grijă de animăluțele lor și să-și asume responsabilitatea pentru a deține un animăluț, iar persoanele care sunt atacate trebuie să încerce să-și ascundă acea frică, pentru că toată lumea, când este atacată de unul sau mai mulți căței, cu siguranță va avea o doză de adrenalină și de frică. Să ne păstrăm calmul, să încercăm să, de exemplu, dacă suntem pe bicicletă, să ne oprim și să încercăm să vorbim cu ei, chiar să ne impunem cumva cu un ton mai energic da? Și un ton care să ne arate că noi nu suntem pradă, suntem un prădător la fel ca și ei, să ne punem cumva aproape la același nivel cu ei și să înțeleagă că noi nu suntem o pradă și ei vin să ne atace. De asemenea, dacă suntem în alergare, să ne oprim, să încercăm să îi înlăturăm, să vadă că nouă nu este frică și să vadă că să nu ne retragem. Pentru fuga că este o soluție proastă, deci. Exact, da. Că atunci ei înțeleg ca și cum noi am fi o pradă și atunci ei, fiind prădătorii, ei vor încerca tot timpul să atace și să atace și chiar să ne facă un rău. De cele mai multe ori, într-adevăr, când am scris, am punctat faptul că responsabilitatea stăpânului devine esențială. Că stăpânul este la țară și lasă poarta deschisă sau este cioban cu 10 câini, responsabilitatea majoră este a lor, cred, nu a animalului. Da, absolut. Ei trebuie să aibă grijă și să se ocupe de animăluțe și să le țină sub control. Pentru că este foarte neplăcut când apar aceste situații și chiar și noi avem de multe ori animăluțe mușcate de alți căței mai mari sau cu diverse traumatisme, fiind la limita supraviețuirii, și atunci e esențial să ne ocupăm de partea asta. Revenind la clinica dumneavoastră, mă gândesc că practic eforturile făcute în acești 13 ani trebuie, evident, cred că, să țină seama de progresul tehnologic, care este, cred că, la fel de intens ca și în cazul clinicilor umane. Da, absolut. Suntem, ne îndreptăm și noi spre medicina umană, unde deja tehnologia și medicina a evoluat foarte mult, unde deja există roboți chirurgicali care te operează și ajută medicii umani în aceste intervenții. Și în medicina veterinară ne îndreptăm cu pași repezi spre tehnologie, spre o medicină foarte avansată, unde
unde calitatea vieții animăluțelor a crescut foarte mult. Gândiți-vă că acum poate 30 de ani nu știam că bișonii trăiesc 17-18 ani, nu știam că... Adică mult anumite... față de da, câini, foarte da? Foarte mult față de, de medie. Aceste lucruri nu pot fi decât ajutate de, de o medicină foarte avansată și de o grijă a proprietarilor față de animale foarte, foarte atentă. Avem în cadrul spitalului, avem specialiști pe diverse domenii care încearcă cu eforturi foarte mari să mențină o calitate a actului medical foarte, foarte înaltă. Sunt ajutați și de aparatură, pentru că nu poți să faci medicină avansată dacă nu ai aparatură. Și de asemenea o pregătire intensă, pentru că ai nevoie de, de cursuri, ai nevoie de workshop-uri, ai nevoie de o grămadă de specializări care să te ajute să evoluezi și să avansezi și să te ocupi de, de latura aceea a ta, care de specialitatea ta. Cred că Deva este unul dintre cele mai mici orașe care are o clinică de asemenea nivel în România. Da, da, am putea spune raportat la nivelul de la numărul populației, la numărul să spunem, populației, da? Și la numărul de animăluțe, da, da, este. Dar cred că rivalizează cu cele din marile orașe ale țării, mă gândesc. Da, absolut, absolut. Avem colegi care lucrează și în alte orașe și da, sunt clinici, spitale foarte mari și, și în orașele mari ale, ale țării. Cam care este numărul clinicilor din România? Există o evaluare sau așa? Spitale umane este clar că fiecare oraș, orașel cam mare. N-aș putea să vă spun ca și cifră. Sunt destul de multe, majoritatea în orașele mari. Cum este Clujul, Timișoara, Bucureștiul. Bucureștiul cred că are cele mai multe spitale veterinare și clinici veterinare. Dar la nivel de țară nu sunt foarte multe spitale cu program, da, non-stop cum suntem noi. Deci cred că maxim 15-20 de spitale, nu cred că sunt mai multe. Deci atât este cu atât, da, mai de luat în seamă notabilă performanța la care s-a ajuns și încă o dată vă felicit. Care sunt planurile de viitor? Pentru că mă gândesc că sunt asemenea planuri, având în vedere dinamica prezenței pacienților dumneavoastră în clinică. Da, avem planuri pe viitor. Avem în plan până la sfârșitul anului să achiziționăm un computer tomograf, să putem să ajutăm în diagnostic un diagnostic mult mai precis față de celelalte examene imagistice pe care le deținem momentan și chiar să facem colaborări cu mai mulți profesori de la, din centrele universitare din țară, care să vină și să se ocupe de, să ne ajute în diagnosticul, în rezolvarea anumitor probleme medicale, chiar și chirurgicale. Eu mă bucur că România, cred că începe, nu știu la ce nivel este față de alte țări, să spunem, dar încearcă să le ajungă din urmă, să devină sincronă, ca din punct de vedere al tratamentului și modului în care li se acordă atenția animalelor. Da, absolut. Suntem, aș spune, comparabil cu multe țări din Europa și ăsta e un lucru grozav și un lucru excelent pentru animăluțe și pentru proprietari, că nu mai necesită să meargă în Austria să-și opereze cățelul sau în Germania sau în Italia sau în anumite țări din Europa. Cred că sunt și animale care necesită așa numita internare, mă gândesc, cam care sunt duratele și cum se procedează. Asta așa pentru profani, să spunem. Da, în funcție de diagnostic, în funcție de patologii, sunt animăluțe care necesită o internare mai lungă, de o lungă durată sau de o perioadă mai scurtă, în funcție de patologie, în funcție de afecțiune. Cum suportă un animal care stă, să zicem, o săptămână, spun la întâmplare?
Depinde foarte mult și de afecțiune, dar majoritatea bine. Se vede tot timpul o evoluție bună în procesul acesta de internare și chiar multe din animăluțe, să spun așa, prind drag de noi și chiar și echipa prinde drag de animăluțe și tot timpul când discutăm între noi mă întreabă ce mai face Hani, ce mai face Max, cum îi X, Y, Z și tot așa. Și întrebăm și tot timpul e foarte, foarte plăcut când vedem că putem da o mână de ajutor și vedem când companionii sunt foarte fericiți și se întorc la noi foarte fericiți. Adresabilitatea este strictă pentru animale mici de companie, chit că animale mici pot fi și un ciobănesc de 60 de kilograme, sau suntem solicitați, să spunem, la cineva care are un cal, am zis la întâmplare? Nu, ne ocupăm doar de animale de companie, strict animale de companie. Aici sunt incluse căței, indiferent de talie, pisicile și o parte bună din animalele exotice. Cum recrutați personalul? Care este nivelul de interes al medicilor tineri să vină într-un oraș ca Deva? Se întâmplă aceeași problemă ca în cazul medicilor umani care încearcă să plece, deși în ultima vreme, din fericire, au rămas mai mulți în țară și ca urmare a creșterii salariilor, dar la dumneavoastră este o clinică privată. Da, avem solicitări, sunt colegi care doresc să se întoarcă. Majoritatea care lucrează la noi, colegii care lucrează, sunt din zonă, adică sunt din județul Hunedoara. Dar chiar am avut interes și din alte zone să vină colegi aici. Acum suntem în discuții cu doi medici care doresc să vină de la Iași, să vină, să se mute aici la noi în județ și să colaboreze cu noi și să lucreze în echipa noastră. Deci există mulți medici care doresc să lucreze în zona aceasta. Sunt și care, chiar colegi de-ai mei care au plecat în străinătate. Acum depinde fiecare cum își găsește, cum dorește să și unde dorește să lucreze. Ce le-aș recomanda celor care doresc să-și procure un animal de companie, pentru că asta presupune niște schimbări în viață. Sigur că ei trebuie să știe și că au la dispoziție asistență medicală de înaltă specialitate, spune, dar dincolo de asta, psihic vorbind, cum ar trebui la ce ar trebui să se gândească? Gata, vreau să-mi cumpăr o pisică sau un cățel? Băi, în primul rând să încerce să citească puțin, să se documenteze înainte să-și procure un animăluț. Chiar aș recomanda cu tărie un sfat al unui medic veterinar. Care le acordați inclusiv la clinica dumneavoastră. Absolut. Să ceară un sfat în funcție de și de activitatea zilnică, și în funcție de program, și în funcție de disponibilitate, și în funcție de familie. Deci sunt foarte multe puncte care ar trebui luate în considerare. Cel mai ușor e să facă un sfat familial, ce își dorește fiecare și apoi să decidă ce animăluț să-și procure. Dar cred că ar fi bine, exact cum a sugerat. Hai să vedem și să vorbim și cu medic care știe temperamentul animalului respectiv, specificului, bolile, să spunem, unii sunt mai sensibili decât alții la anumite boli, câini sau pisici. Prin urmare, iată, cred că face și un proces de consiliere. Dacă vin oamenii la clinică, nu să-l trateze, să vă întrebe: domnule, uite, vreau să-mi iau un bișon. Ce-mi recomandați? Absolut. Cât păr lasă, ce face, cum se comportă? Exact. E foarte bine să ceară un sfat. De asemenea, chiar și pot să adopte un cățeluș. Sunt atâția cățeluși care au nevoie de o familie și au nevoie de afecțiune. Chiar și rasele care sunt foarte comune, e bine să întrebe ce afecțiuni apar, cât de des trebuie scoase afară, cât de des trebuie să vadă medicul veterinar în primul an de viață. Sunt foarte multe întrebări care pot fi de ajutor, de foarte mare ajutor pentru a putea să-ți iei un companion pe viață. Iar o pledoarie foarte umană în favoarea câinilor care nu au un pedigree impresionant, dar sunt niște
niște ființe și ei, la fel ca și ceilalți câini, și spunea un cunoscut, un medic veterinar, zice, măi, ăștia uneori mai deștepți că au școala vieții, apropo de faptul că stau la semafor, se uită la ceilalți oameni și trec pe verde, nu pe roșu. Deci recomandați adoptarea unui asemenea animal. Absolut. Sunt bineveniți și ei, chiar dacă nu au pedigree, chiar dacă nu sunt de rasă. Pot să trăiască foarte bine și pot să-ți ofere la fel de bine afecțiune și să fie niște animăluțe grozave. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sunt lucruri foarte interesante, chiar și pentru cineva care nu are animale, dar foarte mulți se gândesc că întâmplarea face că, începând de astăzi, una dintre fiicele noastre are un câine pe care l-a luat de la o familie care va pleca în Statele Unite și au decis să nu ia cățelușa cu ei. Are niște emoții, cum se va adapta de la noi stăpâni care aveau 3 copii plus ei 2. Sperăm că bine, o să-i recomand să se uite la emisiune ca să știe ce să facă. Absolut. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă spun la mulți ani și la multe reușite pentru clinica Andivet. Repet, împlinește 13 ani, iar invitatul ediției de astăzi a fost doctorul Andrei Mihăile de la clinica Andivet. Vă doresc și dumneavoastră multă sănătate, abilitate, putere de muncă, operații interesante și reușite categoric, dotări moderne și ne bucurăm că există o asemenea clinică undeva. Mulțumesc pentru invitație și sperăm să ne revedem cât de curând. Cu mare plăcere. Doamnelor, domnilor, le mulțumesc și colegilor din regia tehnică, Gabi Ganja, Călin Cazan. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Mașina de autoutilitar a poliției după o urmărire ca în filme pe străzile capitalei. Între timp au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă cu momentul impactului, iar un martor a povestit pentru Antena 3 CNN cum s-a întâmplat totul.